Haideți să vă arăt cum preparați niște doblecei umpluți cu carne de curcan. Avem nevoie de 4-5 doblecei pe care i-am tăiat în jumătate, i-am spălat foarte bine înainte, cu o linguriță trebuie să scoateți miezul, apoi într-un mini tocător am pus 350 de grame de piept de curcan, puteți folosi pulpe de pui sau piept de pui, ce aveți. Într-o tigaie am pus o ceapă, 2 căței de usturoi, am călit totul câteva minute, după care am adăugat carnea. O să prăjim carnea cu ceapa cam 5-6 minute la foc mediu, apoi adăugăm sare și piper, Vom pune și niște ardei, am adăugat puțin cimbru, coriandru, mai puteți pune și pudră de curry, ce vă place. Eu am condimentat această mâncare după gustul meu, am adăugat și 50 de grame de porumb, am pus și 3 linguri de tocană din legume, am adăugat și 200 de ml de apă și am lăsat totul să se gătească cam 20 de minute. Apoi am început să pun umplutura în dovlecei, am presat foarte bine, am pus și niște cașcaval, Puteți să puneți parmezan ce vă place. Lăsăm totul la cuptor la 200 de grade timp de 25 de minute. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să o distribuiți cu prietenii dumneavoastră. Vă mulțumesc!